spre voi, având o mulțime de sfaturi, o mulțime de învățături, de îndemnuri și, de ce nu, de porunci. Ați ascultat toate aceste lucruri și acum, eu ca slujitor al Domnului, mă voi îndrepta spre voi. Frate Daniel, întâi am să mă întreb către tine și am să te întreb. Din dragoste sinceră, nesilit de nimeni, dorești să o iei în căsătorie pe sora Elisa? Dorești să o cinstești, să o prețuiești, să o îngrijești ca pe un dar din partea lui Dumnezeu, potrivit cu ceea ce ai auzit astăzi? Câtă vreme ești hotărât să-i fii soț și ea să-ți fie soție? Domnul să te binecuvânteze și să te ajute la aceasta. Sora Elisa, în fața tuturor martorilor prezenți aici, văzuți și mai ales a celor nevăzuți, mă întreb și spre tine și vreau să te întreb, după ce ai ascultat toate aceste cuvinte de îndemnare din Cuvântul lui Dumnezeu, din dragoste sinceră și nesilită de nimeni, dorești să mergi în căsătorie după fratele Daniel? Dorești să-i fii soție, alături la bine și la greu, îngrijindu-l, ajutându-l, încurajându-l, mângâindu-l când are nevoie? Câtă vreme ești hotărâtă să-i te supui lui și să îi fii soție credincioasă? Domnul să te binecuvânteze și să te ajute la aceasta. Biserica va rămâne în continuare ridicată pe picioare, cei doi miri vor îngenunchea și mă voi ruga spre binecuvântarea lor, cerând binecuvântare peste călătoria pe care ei pleacă de astăzi și vreau să plece cu Domnul. Amin.